trăim niște vremuri speciale. Lumea se schimbă. Chiar zilele trecute citeam un articol care era publicat în presa rusă. Un articol despre noi descoperiri din fizica cuantică, care spunea că am făcut un salt cuantic în ultimul timp și că viteza de creație a ființei umane, între altele, a crescut. Deci puterea minții, puterea sufletului, puterea emoțiilor va fi mai mare de acum înainte. Nu e un salt cuantic care se face brusc, s-a întâmplat un proces înainte. Eu cred că de 2000 de ani, de când a venit Iisus Hristos, durează acest proces și probabil că acum trecem la o altă etapă. Trebuie să ieșim din starea de rău în care ne aflăm, chiar dacă vedem că ne înconjoară o criză economică mondială, de exemplu, și care ne afectează pe toți. Sunt vremuri grele din punctul ăsta de vedere pentru oameni, dar este în același timp și o oportunitate în orice criză, fie ea globală, fie personală, există întotdeauna o oportunitate. Tocmai atunci când o criză este mai puternică, energiile înalte sunt mai puternice. Nu știu dacă ați aflat că cei mai mari inițiații ai lumii, cei mai mari iluminați, cei mai mari sfinți, au ajuns la un moment dat, într-un moment foarte, foarte critic, de criză, de cădere majoră, au fost bolnavi de cancer, cancer în ultimul stadiu, și acolo, atunci, a apărut o lumină, a apărut divinitatea și i-a dus în sus pentru că avea o misiune. Dar aceste experiențe de viață ale marilor sfinți arată că și pentru noi se întâmplă la fel. Și crizele noastre au același sens. Deci când suntem într-o criză, trebuie să știm că lumina este și ea lângă noi. În aceste două ore cât vom sta împreună, o să vă spun mai multe lucruri despre aceste momente, chiar despre momente de criză. Vorbim despre iubire în seara asta. Când vorbim despre iubire, vorbim despre viață, vorbim despre existență, vorbim despre ce suntem noi. Totul este iubire. Nu sunt cuvinte. Spunem cuvinte, dar nu sunt cuvinte. Tot ce facem, tot ce există, este iubire. Când spun asta, dacă aș fi spus acum 15 sau 20 de ani asta, aș fi spus cuvinte. Acum spun ceva ce am și trăit, pentru că cărțile pe care le-am scris, tot ce am făcut în ultimii 20 de ani, a fost o căutare spirituală. Eu nu am făcut psihologie decât în cadrul căutării mele spirituale. Eram deja jurnalist când am făcut psihologia și acești 20 de ani au fost o căutare intensă. N-am avut niciodată vreo ambiție foarte mare să reușesc în viață, să câștig bani, să fac lucruri deosebite în plan social. Dar aici, în această direcție, am simțit o chemare interioară și o ambiție care mă uluia și pe mine. Căutarea spirituală cred că este un drum pentru fiecare ființă umană și cred că în anii ce vor veni, fiecare ființă va simți cumva, într-un fel sau altul, această chemare. Chiar și criza este o chemare și toate problemele prin care trecem, inclusiv problemele financiare. Noi trebuie să ne detașăm până la urmă și de bani și de lucruri și de chiar și de oamenii apropiați. O să vedeți că una este iubirea și alta este să ne cramponăm de anumite trăiri. Tocmai această cramponare sau această insistență sau dorința intensă poate să ne afecteze puterea de a iubi.
Aveți aici o imagine, nu știu dacă se vede bine, dacă se mai poate stinge un pic, dacă se mai poate stinge puțin aici, pentru că nu știu dacă vedeți bine, vedeți imaginea? Nu. Luminile puțin mai mici, nu știu cum, pentru că nu se vede. Nu. E lumina de la filmare. Da, o să avem probleme cu vizibilitatea. Aici avem un bebeluș care doarme, care zâmbește și care este cuprins de un înger. Este, cred eu, o imagine sugestivă pentru ce înseamnă iubirea. A spus Iisus Hristos, până când nu veți ajunge precum acești copilași, nu veți cunoaște împărăția lui Dumnezeu. Copilașii cunosc împărăția lui Dumnezeu, asta este împărăția, asta este locul în care trebuie să ajungem și noi. De acolo venim, din iubire, din inocență, suntem curați și frumoși. Frumusețea noastră interioară există, este acolo. Singurul lucru care ne împiedică să o vedem, să o simțim, atât la noi înșine, cât și la oamenii din jurul nostru, este mintea noastră și felul în care interpretăm experiențele de viață prin care trecem. Faptul că mintea alege să focalizeze părțile rele, părțile negative ale lucrurilor, creează percepțiile noastre, ne creează emoțiile, mintea ne creează emoțiile pe care ulterior le simțim, cu cât trece timpul, cu atât le simțim mai puternic. Și aceasta ne tulbură și ne deconectează de sinele nostru divin și de iubirea care suntem noi când suntem precum acest copilaș. Da, îmi pare rău că nu puteți să vedeți, că nu aveți acces la ecran. Aș vrea să facem un mic exercițiu. Nu știu dacă sunteți obișnuiți cu acest gen de exercițiu. Am scris eu acolo, e un exercițiu de curățare a câmpului energetic. Este extrem de simplu, doar că va trebui să vă ridicați. Dacă o să vă facă plăcere, o să vă facem mai multe lucruri practice în care puteți să fiți implicați și dumneavoastră și sper să fie o seară frumoasă care o să vă placă și poate că veți mai dori și altă dată. Când vorbim de, nu știu dacă cât sunteți, dar cred că majoritatea dintre dumneavoastră, atrași fiind de spiritualitate, credeți în existența energiei. De altfel, e foarte simplu să vedem că există energie. Chiar acest exercițiu pe care îl vom face împreună, dacă veți fi atenți după ce îl faceți, în timp ce îl faceți, o să simțiți în mâinile dumneavoastră propria dumneavoastră energie. Da? Este foarte simplu și durează foarte puțin. Eu vă arăt întâi cum se face, după care o să faceți și dumneavoastră cu ochii închiși. Când închidem ochii, retragem atenția de la stimulii exteriori și suntem atenți la energie. Cu ochii închiși vom simți mai bine propria energie a câmpului nostru, care este foarte aproape de noi. Ea este și mai la distanță, dar o putem simți oriunde și oricum. Eu vă arăt cum facem, după care o să vă indic să faceți dumneavoastră, da? Deci câmpul energetic este aici. Este un exercițiu pe care îl folosește un mare inițiat francez. Și este un exercițiu testat în ce privește... Da, mulțumesc. Deci, cu mâinile de aici, din creștetul capului, puteți să faceți și odată cu mine și apoi, ca să vă simțiți energia, faceți și cu ochii închiși. Ducem mâinile în jos. Până la picioare și scuturăm. Facem așa, pieptănăm, se mai numește și pieptănarea câmpului energetic, da?
Vă place? Râdeți pentru că vă place? Sau? Da. Din nou scuturăm. Când o să închideți ochii, o să vedeți că o să simțiți propria dumneavoastră energie. O să vă dați seama ce ușor este să ne simțim energia. Vă pot arăta și alte exerciții să vă simțiți energia. Și pe spate, vă rog. Nu știu dacă nu puteți să simțiți pe piele când duceți mâinile, ușoare mâncărimi. Sau mici senzații. Și mâinile. Curățăm și mâinile. Da? Curățați pe unde mai simțiți. Dacă aveți senzații de mâncărime undeva, după ceafă, în oricare parte a corpului, da? Curățați, duceți până la picioare, deci ducem spre pământ. Ok, haideți cu ochii închiși acum, da? În aceeași ordine, față, spate. Bravo, foarte bine. Simțiți în mâini propria energie. Este un exercițiu care vă poate apăra de energiile negative care sunt în mediu. Și dacă captați astfel de energii, este foarte eficient. Puteți să-l faceți oriunde și la toaletă, dacă mergeți și chiar în autobuz, stând așa. Puteți să vă imaginați că faceți cu mâinile pe spate și are un același efect și în imaginație. Ei? A simțit cineva? Ați simțit energia? V-ați simțit energia? V-ați simțit energia? V-ați simțit? Trebuie. Ok. Bine, puteți să stați jos. Noi facem schimburi energetice cu mediul înconjurător permanent. De altfel, noi suntem interconectați. La alt nivel, nu suntem separați. Când am intrat în sală, v-am spus, bine v-am regăsit. Și poate unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat, dar când ne-am mai găsit? Ei bine, nu ne-am mai găsit fizic, dar cu siguranță ne-am găsit la nivel subtil. Altfel nu ne-am fi întâlnit fizic. Noi suntem interconectați și ne-am întâlnit în momente de fericire, de tristețe, de bucurie, de deznădejde. Atunci când eu am trăit astfel de stări, s-ar putea să le fi trăit și dumneavoastră. Și atunci când trăim o anumită stare, la nivel subtil suntem într-un câmp energetic și suntem conectați între noi cu lumea înconjurătoare. De aceea noi ne recunoaștem când ne-am întâlnit fizic, pentru că ne-am cunoscut la un alt nivel. Acest principiu al interconectării nu este inventat de mine. Îl susține și fizica cuantică mai nou. Îl susțin și mari inițiați ai lumii. Când vorbim despre interconectare, vorbim despre mudre. Știți ce sunt mudrele? Deci mudrele sunt, se mai numesc și semnele lui Dumnezeu. Sunt niște semne, știți că pe picior, dacă ați făcut vreodată reflexoterapie, dacă apăsăm un punct pe picior, anumite zone din corp răspund acelui punct și putem chiar să vindecăm zonele respective. Mudrele sunt semne pe care le facem cu mâinile. Mâinile noastre au conexiuni către întregul nostru organism. Dacă apăsăm un punct pe mână, se transmite un mesaj prin nadisurile noastre, prin sistemele noastre energetice, un mesaj către creier și de acolo în întregul nostru organism. În momentul în care facem o mudra, deci un semn cu mâna, toate corpurile noastre subtile, dar și corpul nostru fizic, resimte
acest gest și sunt vindecătoare. Aceste mudre, aceste semne sunt destinate tot îmbunătățirii energiei noastre. Iată, avem aici mudra Arhanghelului Samuel, se numește. Nu știu dacă vedeți imaginea. Da? Cu ambele mâini, cu ambele mâini, ambele mâini, așa, la nivelul acesta. Închideți puțin ochii. Închideți ochii și simțiți-vă pe dumneavoastră înșivă, simțiți cum se echilibrează energia, este mudra unuia dintre cei mai mari arhangeli. Deci este mudra iubirii, a armoniei și a legăturii cu divinitatea. Intrați în legătură cu divinitatea din interiorul dumneavoastră. Aceasta este și frumusețea interioară, da? Divinitatea dinăuntru fiecăruia dintre noi este frumusețea interioară. Este locul în care am putea să ajungem cu toții. Să nu credeți, poate că mintea vă spune, cum mi-a spus și mie, eu am fost cândva la un seminar al unui mare inițiat, Vasudeva se numește domnul acesta, poate unii din noastră îl știți. Și Vasudeva a spus la un moment dat, eu nu mai am niciun gând negativ. Doamne, și eu m-am frământat la vremea aceea. Cum adică domnul ăsta nu mai are niciun gând negativ și eu am atâtea, hai de mine ce mă fac. Poate și dumneavoastră spuneți la fel. Vă spun că se poate ajunge să nu avem niciun gând negativ. Putem măcar într-o zonă a vieții noastre. De exemplu, în ce privește iubirea. O să vă arăt și cum. Deci, dacă rețineți această mudră, când vreți să fiți în conexiune cu sinele dumneavoastră divin, să vă simțiți în armonie, puteți să stați cu degetele, așa cum v-am arătat, circa 15 minute, 20 de minute, o să simțiți o stare foarte bună în interiorul dumneavoastră, o să simțiți că se schimbă ceva. Asta este mudra iubirii. Asta este mudra iubirii, mudra temei noastre. Deci este semnul iubirii. Ambele mâini, ambele mâini, este important să faceți cu ambele mâini. Da, cine vrea să fotografieze, o să trecem mai repede peste ele. Mudra fericirii și a bucuriei, vă aduceți aminte când erați mici, nu făceați așa când știați la școală? Știu. Și copilul care știa, era unii care s-a plecat așa peste bancă. Da? Aceasta este mudra bucuriei. Mâinile sus de tot. Amândouă. Cum făceau copiii așa peste bancă? O să vedeți că o să simțiți mai multă bucurie de îndată ce o faceți. Nu vreți să simțiți mai multă bucurie? Bravo, minunat! Așa, minunat! Minunat! Da? Deci când sunteți triști, sunteți deprimați, aș vrea să vă spun un lucru. Imaginația noastră este extrem de puternică. De exemplu, dacă vă simțiți deprimați sau vă simțiți curioși sau nu vă simțiți bine într-o zi, mergeți la oglindă și prefaceți-vă că zâmbiți. Știți ce se va întâmpla? Corpul, creierul, automat revarsă o altă substanță în întregul dumneavoastră corp. Toată biochimia se schimbă într-o secundă. Deci nu trebuie să stăm niciodată în stări de disperare. Faceți mudre, faceți mudra bucuriei și o să vedeți că cine
râde de el însuși și are de cine râde toată viața, dar bine face. Așa. Mudra încrederii în sine, vă rugăm să o notați, pentru că la capitolul încredere în sine, să știți că cei mai neîncrezători în ei sunt oamenii care reușesc cel mai bine în viață. O vedeți? Vreți să o fac eu? O vedeți, da? Iată, deci... Deci degetul mare, degetele mare lipite, da? Stați puțin cu ochii închiși. Puteți să țineți mâinile cât de relaxate vreți, puteți să le țineți în poală dacă vreți pentru această mudra. Foarte relaxate, puteți să stați puțin cu ochii închiși și o să simțiți un echilibru energetic. Întotdeauna la orice mudra veți simți că se echilibrează energia, energia întregului dumneavoastră corp. Acesta este semnul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat fiecare semn, fiecare dintre aceste semne, pentru ca energia întregului să răspundă. Notați-o, pentru că este foarte puternică dacă mergeți la un examen, dacă mergeți într-un loc, eu știu, dacă faceți curte unei domnișoare drăguțe sau invers, o domnișoare îi face curte unui domn. Și în alte circunstanțe puteți să folosiți mudra încrederii în sine. Am pus și mudra vindecării disperării. Da? Este poziția aceasta. Mudra pentru disperare este aproape de inimă, vedeți, este pe piept, pentru că atunci când, întotdeauna când suntem disperați, prima care răspunde este inima noastră. Dacă vom ține mâinile așa, în situații de disperare, vom simți o ameliorare foarte rapidă. Dacă aveți stări mai persistente, trebuie să stați mai mult timp, adică în fiecare zi, o săptămână, două, trei, cât aveți nevoie, dar stați câte 15 minute sau cât aveți nevoie, dacă aveți nevoie și mai mult, o să vă liniștească foarte mult și la un moment dat o să apară o altă energie care vă va ajuta să depășiți acele momente. Aceasta este o mudra, mudra inimii sau a sincerității. Dacă vă duceți la o întâlnire și vreți ca persoana cealaltă să fie sinceră, stați cu degetul așa. Pe de altă parte, dacă veți fi atent la degetul pe care îl țineți, la degetul mic, veți simți niște pulsații în degete. O să vă arăt mai încolo și alte mudre, pentru mudra pentru frică și mudra pentru dubii. O să simțiți pulsații în degete. Poftim? Nu, puteți la amândouă mâinile, întotdeauna cu amândouă mâinile, când avem de-a face cu ținut degetele, da? La ambele mâini, o perioadă la una și o perioadă la cealaltă. Atenție, această mudra este foarte indicată dacă faceți tensiune arterială sau dacă, Doamne ferește, vedeți pe cineva că face infarct. Este foarte eficient să țineți, să faceți această mudra. Aceasta este mudra vindecării. Mudra Arhanghelului Rafael are două posturi, cum vedeți, are două poziții. Da? Mâinile așa. Eu le țin un pic mai sus pentru că țin microfonul aici, încerc să-l... Da? Mâinile lipite. Mâinile mai lipite, mai apropiate și drepte.
Așa. Da? Mudra vindecării, când stăm așa, energia vine de sus. O să, vă rog să fiți atenți în palme. Închideți puțin ochii și simțiți-vă palmele. O să simțiți energie în palme. O să simțiți fie energie caldă, fie energie rece. Iată, așa o să fiți foarte conștienți de propria dumneavoastră energie și de faptul că energia există. Nu doar aia electrică și a noastră. Deci dacă vreți să vindecați ceva, această mudra este mudra Arhanghelului Rafael. Asta este o poziție. Și cealaltă poziție, cu mâinile așa. Deci palmele pe care le-am ținut în sus, acum le ținem în fața noastră, da? Și urmăriți energia. Simțiți-vă propria energie. Ați simțit? Ați simțit energia? Poftim? Da, înseamnă ceva, dar nu vă preocupați de asta. Ce este acolo se vindecă, da? Acolo în palme veți simți energia întregului dumneavoastră corp. Că e rece, că e cald, lăsați să fie cum este. Nu interveniți cu mintea pentru că mintea nu știe ce este. Și lăsați energia. La un moment dat se va schimba singură. Din rece se va face caldă, din caldă rece. Deci dacă veți sta 15-20 de minute să faceți cele două poziții pentru vindecare, o să simțiți diferite registre. O să simțiți și înțepături prin mâini. Puteți să aveți tot felul de senzații. Nu vă speriați de niciun fel de senzații aveți, pentru că se vindecă ceva acolo. Aceasta este mudra Arhanghelului Mihail, unul dintre cei mai puternici arhangeli, mudra pentru protecție. Când aveți nevoie de protecție divină, când vă simțiți în nesiguranță, și în nesiguranță ne simțim adesea cu toții, mudra Arhanghelului Mihail, o vedeți, da? O să vedeți, practicându-le, că sunt foarte, foarte puternice și minunate. Când aveți nevoie să vă simțiți în siguranță, să vă simțiți mai puternici și să vă aduceți aminte, în primul rând, cel mai greu lucru pentru oameni, în viața de zi cu zi, când ne iau de cap tot soiul de probleme, uităm să ne ducem către protecție, uităm să cerem protecție. Da? Deci asta este foarte, foarte important.